Un miracol pe zi. Rugăciunea este vitală, la fel ca respirația. Cum ești astăzi? Mă rog să fii bine din toate punctele de vedere. Inima ta să fie încurajată de cuvintele mele. Rugăciunea este esențială pentru viața ta. Uneori crezi că ai nevoie de mai mult timp ca să rezolvi toate lucrurile. În realitate, ai nevoie de mai multă rugăciune ca să poți discerne lucrurile importante pe care trebuie să le faci. Hristos era Fiul lui Dumnezeu, însă petrecea nopți întregi în rugăciune. Uneori, înainte de a-și începe ziua, dis de dimineață, se ducea singur să se roage. El, care era însoțit de autoritatea lui Dumnezeu, care făcea minuni și mergea pe ape, avea nevoie de rugăciune. El spunea că nu poate face nimic fără Tatăl. Oare cum de noi avem senzația că ne putem descurca cu câteva minute pripite de rugăciune? Lipsa de putere, de pace, de viziune, de bucurie, denotă lipsa unei vieți petrecute în prezența lui Dumnezeu. Rugăciunea este respirația sufletului, spunea cineva. Îți extragi viața și energia din Dumnezeu. Petrece timp cu El. Împărtășește gândurile, emoțiile, îndoielile, bucuriile tale. Mă rog pentru tine. Mă bucur că existi. Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.